Bună seara, tandem de aur în gimnastică. Sandra Izbașa și Flaviu Scoții au cucerit Europa și s-au încoronat la Berlin campioni la sol, respectiv la sărituri. Flaviu s-a revanșat după decizia suspectă a arbitrilor de la individual, iar Sandra s-a reinventat, demonstrând că e o mare campioană. Ambiționat de pierderea aurului la individual, dar cu o medalie la gât, Coții a intrat liniștit în finala la sol. 15-400 reușise înaintea sa Shatilov, punctaj pe care trebuia să-l bată pentru a fi primul. Era mai mult decât reușise în calificări și la individual. Flavius a fost însă impecabil. A primit 15-500 și cu o zecime în plus și a văzut visul cu ochii, campion european la sol. Nu pot să zic că am făcut solul vieții mele. Am făcut un sol bun. Un sol bun care m-a ajutat să vin pe primul loc. Cred că este un rezultat de excepție. El, la rândul lui, este un băiat de excepție și cred în continuare că vom face lucruri mari. La nici 2 ani de la operație la tendon, Sandra Izbașa a renăscut atinsă de bagheta magică a lui Belu și Bitang. În prima sa finală, după 5 ani, a reușit 2 sărituri sigure, dificile și campioana Germaniei, Oksana Șușovitina, privea neputincioasă cum la 37 de ani pierdea aurul în fața româncei. M-am dus hotărâtă și știam că am muncit mult. Asta a fost. Am avut și noroc, pentru că am reușit să-mi stăpânesc emoțiile. 14.675, Sandra, 14.537, media Șușovitinei, dar Izbașa privește încrezătoare spre Jocurile Olimpice de la Londra. Este o medalie care așteaptă din ce în ce mai mult la acest aparat. Aurul cere aur, Sandra în ritm de tango, Flavius cu o săritură peste zidul Berlinului. Cei doi vor mâine în direct la TVR2 de la 14.30 din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Concursul e concurs, spune Coții, care în 2 zile a luat 2 medalii în Germania. O fotografie apărută în ziarele germane consfințea superioritatea lui Flavius Coții după individualul în care a pierdut aurul pentru 50.000 de punct. Tu ești campionul Europei, eu sunt campionul juriului, a declarat medaliatul cu aur Filip Boi. În opinia mea, Flavius este campion european absolut la individual compus. Dar știți cum e, se întâmplă în viață. Dar se întâmplă să se și întoarcă roata. Flavius Coții s-a revanșat în prima finală a zilei în stil de mare campion. Cam știu că am o medalie. Am stat puțin mai liniștit, nu am mai avut chiar atâtea emoții. A doua finală a zilei, a doua medalie de aur pentru România, una în mare măsură a antrenorilor Beru și Bitan, care au convins-o pe Sandra Izbașa că poate mai mult decât o evoluție bună la sol, aparat la care este campioană olimpică. Domn Beru și doamna Mariana Bitan au avut încredere în mine și mi-au propus să fac sărituri pentru finală și am acceptat. Sunt niște medalii muncite, meritate. Și de ce nu, este un preambul pentru competițiile care urmează. A sărit pe podiumul european la ultima rotație. În finala individuală, Amelia Race a luat bronzul, dându-o la o parte pe Chelaru. O să vină și vremea mea, a spus Diana, care a fost prima care a felicitat-o pe Ama pentru medalia câștigată la Berlin. Diana Chelaru și Amelia Racea porneau cu șanse egale pentru o medalie la individual. Puțin a lipsit ca ambele gimnaste ale lui Belu și Bitang să urce pe podium, mai ales că rusoaica Mustafina s-a accidentat la începutul întrecerii. Înaintea ultimei rotații, Chelaru era pe 3 și Racea pe 4, dar după săritura Ameliei, cele două au făcut rocada. Racea a terminat pe 3 la doar o zecime de argintul nemțoaicei Elizabeth Seitz, iar Diana pe 4. Concursul e concurs, am mai zis, de acum muncim mai mult și o să vină și vremea mea. Dintotdeauna mi-am dorit medalie la individual. Puteam mai bine, diferența este foarte mică de locul 2. Simțeați că puteți să fiți amândouă pe podium? Da, dacă îmi legam eu pârna, bine. Dacă făceam legarea, da. Mă ajung acasă, cred că îți fac sute. Diana Chelaru speră să se revanșeze în finala la sol de duminică, în direct la TVR2 de la 14.30. Ea este recunoscătoare antrenorilor Belu și Bitang. Le mulțumesc foarte mult. Nu credeam că o să ajung la individual așa de sus.